Scene bizare au fost surprinse de camerele de supraveghere. Doi tineri care întrețineau relații sexuale într-o mașină parcată după lăsarea serii au fost atacați de hoții de mașini. Agresorii au scos pe tinerii îndrăgostiți din mașină și i-au lăsat în stradă complet dezbrăcați. Conform infoștiri.ro, camerele de supraveghere au surprins momentul în care trei hoți înarmați s-au apropiat de mașina în care se aflau cei doi tineri, relatează presa locală. Agresorii au scos pe tinerii îndrăgostiți din mașină și i-au lăsat în stradă complet dezbrăcați. Înainte să plece cu mașina, hoții le-au aruncat victimelor câteva obiecte de îmbrăcăminte. Nu este clar dacă între timp infractorii au fost reținuți sau dacă victimele, a căror identitate rămâne necunoscută, au depus plângere la autorități. Incidentul a avut loc pe 17 august, însă imaginile au fost făcute publice abia joi, pe 1 septembrie. Brazilia are a șaptea cea mai mare rată a criminalității din lume, cu niveluri excepțional de ridicate de crime violente. Potrivit World Population Review, relatează infoștiri.ro.